ești un lucid. Precizia e la ea acasă. Când ești un lucid, ești sexy, generos, spontan. Ai Stanislavski în sânge și un talent de zeu și te arunci în cântec ca un leu. Lucii, ne bucurăm teribil că ești în echipa noastră. Trebuie să știți că Lucii este un actor foarte sensibil, foarte talentat. Este o plăcere să lucrezi cu el. E foarte muzical, iar în familia Adams este pur și simplu o bijuterie. Ana? Când ești un Lucii, trebuie să iei premiul unite. Ce face Florin Lăuveanu în spectacolul radio în regia lui Bobby Firicop la Național din Craiova? Mi se pare un tribut necesar adus instituției care a fost și încă mai este în mintea și sufletelor ascultătorilor și a celor din radiourile locale, și anume instituția Andrei Gheorghe. Textul lui Bogosian este scris parcă special pentru ca Sorin Lăuveanu să ne țină în priză pe toți preț de vreo 120 de minute. Iar Sorin, ca un veritabil om de radio pe bune, își construiește personajul din voce și din atitudine. E ba voit ca botin, ba dur, ba enigmatic, ba fals sau chiar antipatic de-a dreptul. Anecdotic pentru vremurile pe care le trăim acum, Sorin poartă mască. Din când în când poartă masca brutalității sau pe cea de autoprotecție sau pe cea a falsei blândeți. Este cel care își permite să persifleze și autoritățile și șefii și ascultătorii. De aceea mi se pare necesar ca rolul pe care îl face Sorin Lăuveanu în acest spectacol să fie predat în toate academiile și școlile de teatru de la noi. Iar la nivel personal, profesional, sper că spectacolul ăsta să trezească în proprietarii și managerii, hai și realizatorii de radio, dorința de a renaște formatul ăsta de FM. Talk show-ul de noapte. Îl susțin pe Marius Turdeanu la gala premiilor Unitări, cel mai bun actor în rol principal.